Nici o față bisericească din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove subordonată canonic Bisericii Ruse nu va merge după lumina sfântă la Ierusalim. În acest an, focul haric va fi adus la Chișinău de un grup de enoriași. Anul acesta va fi o procedură mai simplă. Credincioșii de ai noștri care se află într-un pelerinaj la Ierusalim vor participa la acest eveniment miraculos și vor aduce focul haric. Enoriașii vor aduce focul haric și noi îl vom prelua, a spus secretarul Mitropoliei Moldovei Vadim Cheibaș pentru portalul Ziarului de Gardă. Focul haric ar urma să ajungă la Chișinău în seara zilei de sâmbătă, 23 aprilie. Acesta va fi adus pentru al 20-lea an consecutiv. În anii precedenți, în aducerea luminii sfinte de la Ierusalim pe lângă fețele bisericești, se implicau politicieni și oameni de afaceri. Amintim că ieri Mitropolia Basarabiei, subordonată Bisericii Române, a anunțat că la data de 23 aprilie lumina sfântă va fi adusă la Chișinău de Mitropolitul Basarabiei Petru. Acesta va sosi cu aeronavă la aeroportul internațional din Iași, de unde va ajunge sâmbătă la Chișinău, la sediul Mitropoliei Basarabiei de pe strada 31 august 1989, numărul 161, începând cu ora 19, astfel ca până la ora 12 noaptea, lumina să fie prezentă în Sfintele Altare ale tuturor bisericilor de pe cuprinsul Mitropoliei Basarabiei pentru a fi transmisă credincioșilor. Una dintre cele mai vechi atestări documentare a minunii pogorârii Sfintei Lumini o avem din anul 617 după Hristos, după cucerirea Ierusalimului de către perși.